O stradă din Timișoara este în aceste zile atracția orașului. Aleea de lângă Parcul Rozelor este plină de cireși japonezi, care au înflorit și oferă o imagine plină de culoare și mireasmă. Turiștii și timișorenii vin aici pentru a surprinde în fotografii nuanțele roz ale florilor de cireș. Și Parcul Justiției, aflat la capătul străzii, oferă un spectacol viu colorat, deoarece aici au înflorit mii de lalele și zambile.